Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase! Astăzi o să facem un sărățele cu chii. Avea nevoie pentru sărățele de 2 ouă. Am să le cântăresc așa. Ia uitați, a sărit peste tot. Deci vom avea nevoie de 2 ouă pentru sărățele și le punem așa aici. Voi avea nevoie de untură, 150 de grame de untură, aici am doar 100, o să punem 2 ouă, 100 de untură. O să pun exact cât am. Așa. Apoi vom pune brânzică sărată, 100 de grame. Dar dacă reușesc să o desfac. Au! Eu pun parmezan de oaie, pecorino. Așa, 100. Aici am 100. Și îl pun pe tot. Așa. Sare adăugați după ce faceți, dacă este nevoie, pentru că brânzica este deja sărată. Și eu voi adăuga și chimen. Aici am chimen, vedeți? O să pun așa aici. Și eu am măcinat, ca să pun și în interior, cam o linguriță, am măcinat puțin chimen. Și acesta care este întreg, o să-l pun pe deasupra. Și apoi vom avea nevoie și de un nuc să ungem. Așa, aici am chimen măcinat. Și am să pun așa cam o linguriță, o linguriță, două, ia să vedem, două lingurițe am aici. Puneți doar dacă vă place în interior, dacă nu, puneți doar deasupra. Și să amestecăm. Și făină cât este necesar o să punem. Și dacă le, să știți că sunt friabile, sunt foarte bune. Și dacă le vreți să fie un pic mai rezistente, puneți o lingură, două de lapte. Așa. Să amestecăm așa bine totul aici. Și le dăm la cuptor, tot așa, circa 5 minute, nu durează mult să se facă. Le punem într-o tavă tapetată cu hârtie. Așa. Amestecăm mai întâi bine aceste ingrediente și după aceea punem făină. Înălțime, ne-am luat potrivit de tare. Și dacă ați adăugat prea multă făină, cum v-am spus, adăugați puțin lapte sau puțină apă, dacă nu aveți lapte în casă. Așa.
seara, bună seara și bine ați venit. Vă mulțumesc mult că ați intrat astăzi în direct cu mine. Așa, și amestecăm așa bine mai întâi ingredientele. Și după aceea punem făină. O să cernem puțină făină. Așa. Este foarte bine să lăsați aluatul măcar o jumătate de oră să se odihnească și după aceea să faceți. Să-l pun aici, pe hârtie. Și adăugăm făină cât este necesar. Încet, încet. Vezi că aluatul este destul de moale. Așa. Și apoi dăm formă de sărățele. Le dați ce formă doriți. Deci încet, încet adăugăm făină. Până putem să lucrăm aluatul. Bună ziua, Liuba! Bine ai venit! Și bine ați venit tuturor! Așa. Vedeți că este aproape gata. Deci intră circa 300 de făină. Dar voi o puneți treptat, treptat. Așa să nu fie nici moale, dar nici prea tare aluatul. Așa. Eu am să o dau pe toată care este aici. Așa.
fiindcă mai trebuie puțină. Puțină, că nu este gata. Așa. Am să mai adaug puțină făină. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Cred că este de ajuns. Așa. Așa, este de ajuns atâta. Iată-ți cum arată. Mulțumesc, Moni! Așa, ia să și gust să văd cum este. Este bun așa? Deci gustați să vedeți dacă este bună de sare, pentru că bânzica este sărată. Acum, am să o dau puțin deoparte și să întoarcem blatul, să vedem cum a venit. Ia să vedem. Să dau deoparte. Să vedem blatul nostru cum a ieșit. Vedem dacă se desprinde. Așa a venit blatul. Și aici, în interior, o să-l însiropăm, o să punem ciocolata noastră și după aceea cremă. Vedeți? Așa. Și îl lăsăm să se răcească. Și între timp noi facem sărățelele. Aici avem crema. Am să o dau la frigider să se răcească mai repede. Așa. Și blatul îl punem aici. Aici, așa. Și acum să facem sărățelele. Aici avem aluatul nostru. Aici avem o tavă. Am să deschid și cuptorul, tot așa la 180 de grade, sus și jos. Și
circa 5 minute, nu durează mult. Și acum o să întindem, să luăm doar o parte din aluat. Eu am să întind direct pe foaie și apoi o pun în, să-mi tai dimensiunea la tavă, ca să-mi iasă frumoasă. Ia să pun așa în două. Să împartă în două. O să le întindem așa aici pe foaie. Să-mi aduc și un nou să le mângem. Aici am un ușor, hai să-l pun în un pahar mai mare. Așa, cu pensulul. Îl batem bine, bine, bine oul. Așa. Și acum ne dăm formă la sărățele. Eu le fac așa că îmi rămân frumoase și nu se întind când le iau și le pun de o parte, într-o parte și cealaltă. Așa.
săptămâna viitoare o să facem un tortuleț. Îl preparăm aici și o să-l urnăm în România. Săptămâna viitoare mă duc în România o săptămână. Abia aștept. Așa, ia uitați. Și acum le tăiem. Eu le fac mai mici. Așa, în trei. Le ungem cu ou. Și apoi le punem chimen pe deasupra. Ajunge soarele aici la mine acum. Așa. Și punem chimen. Așa, încet, încet. Peste. Și tot așa vor sta puțin, puțin la cuptor. Mie îmi plac foarte mult sărățelele. Mult, mult, mult. Și cu susan, și cu mac, și cu chimen. Și să fie cu brânzică în interior. Așa. Și acum le dăm la cuptor. Le pun în tavă. Așa. Le pun aici în tavă. Vedeți? Și le dăm la cuptor. Circa 5 minute, maxim 10, dar nu cred că durează 10. Ia să vedem. Să fim atente să nu le ardem. Așa, și mai întindem o foaie. Să sperăm că se răcește și crema. Întindem. A ajuns soarele aici. Așa. Putem să le dăm orice formă dorim la sărățele. Prea groase. Și acum ia să tăiem marginile. Ia să le dăm și altă formă, să facem triunghiuri. Ia să vedem ce reușim să facem. Așa.
acum le dăm cu ou. Le dăm cu ou și cu chime. Sfârie, sfârie la cuptor. Așa. Eu nu mă mai văd deloc. Nici nu știu dacă se vede bine. Să-mi spuneți dacă se vede bine. Că a ajuns soarele în față. Eventual să aprind lumina. Să-mi spuneți. Ia să vedem. E mai bine așa? Ia să punem și chimen. Așa. Aici cred că nu am dat cu... Așa. Așa. Am să scot această foaie și am să o pun pe cealaltă. Și dăm la cuptor, tot așa, ați văzut, 5 minute maxim, 10, dar nu 10 minute, nu durează 10, așa. Și dăm la cuptor. Ia, vedeți cum a ieșit. Sunt fierbinți, vedeți? Eu aici, din cauza soarelui, nu văd nimic. Bune. Vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături astăzi și că mă urmăriți și că distribuiți. Vă pup dulce și ne vedem și mâine.